Doamnelor și domnilor, am revenit la agricultura, la raport. Discutăm despre problemele pe care le creează animalele sălbatice fermierilor români. Ne povestea domnul Arion despre lupta asta pe care o are de foarte mult timp, de foarte mulți ani, cu un anumit fond de vânătoare și, din păcate, observ un lucru. Tu, ca și păgubit, trebuie să faci dovada că ai fost păgubit. Corect până la un punct. E adevărat. Dar ceilalți ar trebui să facă și dumnealor dovada că își rănesc animalele, că au un anumit număr de animale, că și îndeplinesc sarcinile, că într-un contract ăsta ai și drepturi, dar ai și obligații. Și de fiecare dată trebuie să vă luptați prin instanță, să pierdeți timp, să pierdeți bani, să faceți drumuri către instituțiile statului, să vă dovediți nevinovăția, că de fapt despre asta e vorba. Dumneavoastră trebuie să dovediți faptul că sunteți de fapt nevinovat. Foarte. Și că nu i-ați ademenit pe mistreție acolo și au venit ei, fiind înfometați, fiind până la urmă lăsați în voia sorții, că nu animalele cred că sunt principalele vinovate, ci cei care ar trebui să ocupe de aceste animale. Foarte aproape de ferma mea, iar un lucru bizar, foarte aproape de ferma mea există o fermă de vaci. Fermierul respectiv are camere în grajdul de vaci și noaptea intră porcii mistreți în cârd, lovesc vacile, le dau la o parte de la staul să mănânce din silozul de porumb, să mănânce doar boabele de porumb. Având un paznic în graj, s-a speriat foarte tare că n-a știut ce se întâmplă cu animalele. A crezut că sunt hoți, că au venit alte ciudățenii în grajdul lor. Și s-a dus imediat la monitor. A doua zi ne-a arătat și nouă fotografii. Imaginile, era ciurda de porci mistreți, au intrat fugă în acel graj, în acea incintă și au început să mănânce. Practic lor le era foame. Asta se întâmpla. Le era foame, au simțit mirosul de porumb și au venit să se hrănească. Aproape că s-au domesticit, s-au învățat cum, dacă au avut curajul să intre într-o hală cu animale și să mănânce. Bun. Iertați-mă, domnul Popa, avem un telespectator care a dorit să intervină pe subiectul ăsta, domnul Cătălin Petrovici din județul Dolj. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, domnul Petrovici. Am ascultat și eu prin ceva din emisiune și vreau să vă spun că domnul are oarecare măsură, are dreptate, dar nu în totalitate. Proprietarii de fonduri... Sunteți proprietari de fond de vânătoare? Da, sunt proprietari de fond de vânătoare, da. Așa, bun, ca să lămurim, să știm de la început. Da. Da. Nu știu exact care e problema la dumnealui acolo și cât de mult se ocupă gestionarul fondului de vânătoare care este. Noi suntem fond de vânătoare particular. Fiind particular, să zicem că ne ocupăm mai mult. Vă dau dreptate, lângă ferma mea mai sunt fonduri de vânătoare, într-adevăr, administrate privat. Iar pe acele fonduri de vânătoare nu există sub nicio formă astfel de probleme. Această asociație care se ocupă este fostul AJVPS, venit din trecut, transformat, dar nu prea mult. Acum a ajuns pe mâinile unui, să-i spunem, manager, administrator, care nu prea are multe de a face cu administrarea unui fond de vânătoare. Tocmai de aceea am spus la începutul emisiunii că problemele au apărut după ce acest fond de vânătoare a început să fie administrat de aceste persoane. Foarte adevărat, pe fondurile de vânătoare private nu se întâmplă acest lucru. Asta vreau să vă spun, pentru că fondurile de vânătoare private, noi plătim și noi ca și dumneavoastră la stat o anumită cotizație și chiar investim bani, pentru că dacă n-am investit, n-am avea. Exact cum aveți dumneavoastră ferma de animale și ferma agricolă, așa avem și noi, asta e ca o fermă pentru noi. Cu cât investim mai mult și cu cât avem grijă și ocrotim și dăm mâncare, cu atât avem mai mult vânat. Vă referați la porcii mistreți, să știți că statul totuși ne-a obligat să ne-a mărit, ne-a dublat aproape cota de recoltare la porcul mistreți din cauza peste porcine. Deci a dublat-o și ne-a obligat până în decembrie să luăm cel puțin jumate din efectivul care l-avem de împușcat. Și asta se verifică, nu se poate face cumva să nu împuști și să spui că e împușcat, pentru că analizele noastre se fac odată la DSV pe județ și se trimite și la București. Deci nu poți să spui că e împușcat un porc mistreț atâta timp când ai făcut dovada cu analizele la DSV.
ca idee. Iar cu hrana, da, este adevărat, noi administrăm o anumită cotă de hrană, fondurile particulare sunt convins, adică eu cel puțin și bănesc că și la ceilalți care au fonduri particulare administrăm mai multă hrană decât ne obligă statul, pentru că este infirmă, să zicem așa, și cu cât pune mai multă sare și hreană în iernile grele, cu atât avem mai mult efectiv de vânat. Și putem să facem o vânătoare corectă și omul, vânătorul care vine de afară să poată fi mulțumit. Pentru că altfel dacă vine și nu are ce să împuște, nu vede efectiv de animale, nu poți să-l mai aduce a doua oară. Cât despre producția dumneavoastră de cereale, porumb și așa mai departe, să știți că legea ne obligă pe noi ca gestionari de fond cinegetic să ne facem cota care ne-o dă statul. Deci noi avem o cotă dată de minister de împușcat. 10, 15, 20, 30, 2, depinde de fiecare fond în parte, de efectivele care sunt făcute. Și în al doilea ne obligă să facem vânătoare la acea specie, să ne facem cota, să administrăm hrană și sare, iar pe dumneavoastră, ca și proprietari sau arendași de terenuri agricole, vă obligă, în primul rând, să vă faceți paza dumneavoastră a terenurilor agricole și să ne solicitați nouă sprijinul în caz că aveți probleme. Cum ați zis că ați avut pe nu știu câte hectare? În momentul când ați descoperit că aveți probleme, ne solicitați gestional, nu că iau apărarea, vă spun cum e legea. Solicitați ajutorul asociației de vânătoare, iar ei erau obligați să vă sprijine cu paznicul de vânătoare, cu număr de vânători, să facă câteva acțiuni de vânătoare strict pe zona aia, pentru a îndepărta, a lua un număr din porcii mistreți care vă atacă culturile, care iau un plan, și a îndepărtat celălalt efectiv. Să știți că mistreții migrează între 60 și 80 de kilometri într-o singură noapte. Cunoaștem legea, știu și cum se comportă vânatul, vă spun că am destul de multă experiență. Aș vrea să vă întreb dacă este adevărat că vă autoevaluați fondul de vânătoare ca număr de mistreți. Nu. Fondul de vânătoare se face evaluarea, se face în fiecare primăvară la sfârșit de sezon, când se termină sezonul în curs, se face cu grupa de vânătoare și în funcție de exemplarele care s-au împușcat în anul trecut și că exemplarele care se fac la niște bătăi, să zic, cote de recoltă. Știu, se face în timpul vânătorii la cerb și așa mai departe. Evaluarea. Nu am cerb, n-am cerb, nu e autoevaluare. Să vă spun cum se face, se cheamă niște piețe. Dar este adevărat că nu este făcută de o terță entitate, ci de entitatea a AJVPS, Asociația de Vânătoare. Inginerul Silvic, al fiecare asociație de vânătoare. Deci fiecare asociație de vânătoare este obligat să aibă paznic, inginer Silvic, contabil și așa mai departe. După care acele evaluări se duc la ITRSV, exact cum a spus dumneavoastră, la ITRSV, și ITRSV-ul, în comparație cu cotele care le-am avut și ceea ce găsim pe teren și ce s-a recoltat pe teren, ne dă pentru anul următor cota de recoltă. În momentul în care pe fondul de vânătoare sunt 100 de mistreți și dumneavoastră declarați că sunt 10, ITRSV-ul nu o să vă dea niciodată 50 de cotă de vânătoare. Absolut 50. Niciodată, da. O să vă dea 5. Dumneavoastră vă faceți cota aceea de 5 și la revedere. Dacă cereți suplimentare, cereți 1-2. Dar din 100, dacă vâneți 12 porci, tot nu se cunoaște. Da, dar să vă explic ceva, 100 de mistreți ca să aibă pe fondul ăia sunt migratori, acum sunt pe fondul meu, mâine sunt pe fondul vecinului sau în aceeași noapte. Eu am adus dovezi că porcii aceștia există și sunt acolo. În ultima săptămână a trebuit să produc aceste dovezi, mă înțelegeți? Dumnealor, în continuare susțin că sunt 10 porci și eu a trebuit să fac în așa fel încât să filmez acești porci, să mă duc cu filmarea, să le dovedesc. Eu mi-am păzit terenurile noapte de noapte. Credeți-mă că am stat eu. Nu este eficientă paza făcută de fermier. Sub nicio formă fermierul nu are mijloacele să îndepărteze mistreții. Normal. Nu are armă de vânătoare, nu are alte mijloace prin care se pot îndepărta mistreții. Să știți că nici nu aveți voie să îi îndepărtați prin a-i speria dumneavoastră. Nu avem voie să-i hrănim, nu avem voie să-i îndepărtăm, dar legislația ne obligă. Iar dacă noi nu facem dovada că am făcut pază, suntem scoși în culpă și nu ni se acordă despăgubiri. Vă întreb dacă aș cerut scris către asociația de vânătoare, către AJVPS-ul să vină să vă susțină în paza. Credeți că n-am făcut lucrul ăsta? Îmi pare rău că n-am venit cu documentele. Probabil că nu trebuie să mea. Nu, eu vă întreb cum e. Eu, ca idee, vă spun că a trebuit să lămurim toți telespectatorii. Pentru că da, acum le fac adresă săptămânal. Săptămânal le fac adresă că am stricăciuni săptămânal. Eu și ei vin și vine paznicul de vânătoare, trage două cartușe, face dovada că a fost în fermă sau pe terenurile fermei și pleacă la revedere. A consemnat că a făcut o acțiune în acea seară la sesizarea mea. Și ei s-au acoperit de hârtii. Și uite așa produc săptămânal și ei și eu documente. Sunt maculatură.
Să știți că eu m-am prezentat și pentru jumate de hectar și am ajutat omul și am făcut pază pe terenul ăla de vânătoare, că era un teren cu porumb pus mai târziu și normal că în momentul când porumbul e în lapte, atunci porumbul îi se atacă cel mai rău. Dacă celălalt e uscat și la în lapte, acolo atacă. Gândiți-vă că este al patrulea an în care suport pagube an de an. Este al patrulea an în care pagubele sunt din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mari. Asta denotă proasta administrare. Sunteți de acord cu mine? Da. Să știți că nu sunt atât de acord cu dumneavoastră. V-am spus de ce, pentru că imigrează foarte mult. Fondurile de AVPS-ul, e clar, nu sunt administrate calea particulare. Asta fără doar și poate, pentru că noi investim în ele. Le-am luat, noi avem 1, 2, 3, AVPS-ul a luat cum le-a luat, le-au moștenit și așa mai departe. Nu interesează atât de mult ca pe cei particulari. Încercați să-i scuzați spunând că migrează foarte mult. La dumneavoastră pe fond nu vin Porsche de pe alte fonduri? Ba de ce nu aveți pagube pe fondul dumneavoastră? Să știți că și la mine am avut, dar am avut foarte mici, pentru că în momentul când m-a sesizat omul, eu m-am și dus. Deci tot la proastă administrare ajungem. Da, poate și la proastă administrare, dar v-am spus, trebuie să vă faceți în primul pază. Și pe timpul, credeți-mă, înainte când era toate fondurile de vânătoare erau de stat, credeți că nu existau pagube? Porcii misezi nu mâncau și atunci din porumb sau din culturi? Eu am trăit acele vremuri și știu că se planta pe rândurile de puiețe, plantau rânduri de porumb care erau lăsate mistreților. În acele păduri unde existau plantații tinere de pomi, printre rânduri se plantau rândurile de porumb care erau lăsate pentru mistreți sau căprioare peste an. Să știți că vânat. Lucrul ăsta noi, adică cel puțin eu și mai știu câteva cazuri din tot, noi practicăm și acum. Deci vedeți? Eu plantez parcele de porumb care pur și simplu le las neculese. Pur și simplu le las neculese în picioare. Nu iau, poate iau câțiva porumb de fier din ei, atât. În rest rămân în picioare toată toamna, toată iarna pentru porcii mistreți și pentru celelalte animale. Pe lângă hrănitorile care le avem făcute și care în hrană. Bine, da? Domnul Petrovici. Bine. Mulțumim pentru telefon, pentru intervenție. O seară bună și v-am spus. Eu sunt și de o parte și de alta. V-am spus doar cum e legea. Fiecare trebuie să facă partea lui de pază. Am înțeles. O seară bună. Seară bună și dumneavoastră, numai bine. Domnul Angel, vreau să vorbim un pic și de legea asta a cooperației, pentru că ea a apărut. Știu că există anumite scutiri pentru plata impozitului pe profit, dacă ai 5 ani de la înființare și 10 ani, da, dacă respectivele cooperative care procesează producția agricolă, producții agricole produc și comercializează material genetic, precum și cele care au anumite cifre de afaceri, vor fi scutite de impozit timp de 10 ani. Sunt avantaje care vă determină să mergeți mai departe? Sunt bine privite așa prin prisma fermierilor? Știți, parcă am mai discutat despre legea cooperației. La noi, nu știu, când se fac legile, se fac parcă invers decât ar trebui făcut. Pentru că trebuie să pornești totdeauna de la niște realități. Realitățile pe care le ai în agricultură și pe care noi le avem. Deci noi suntem o societate la legea 36. Dacă iau legea 36, dacă iau legea cooperației agricole, să știți că mari diferențe nu sunt între ele. Și dacă și iau și legea cooperativelor agricole de producție dinainte de 1989, să știți că mari diferențe nu sunt. Trebuie văzut aici tot aspectul. Una este să faci în cooperația agricolă fermieri care au 5, 7, 8, 9, 10, 20, 30 de hectare. Ce se întâmplă cu fermierii care au 1000, 1500, 500, 700, 800? Pentru că, într-adevăr, doi, trebuie să țin luni și de anumite lucruri. De ce se ferește lumea de această cooperație? De ce se ferește? Pentru că de ce sunt reticențe? Care este problema? Problema este că se face invers. Trebuie să totul se facturează de către cooperativa agricolă și nu de către fermieri. Eu am făcut invers. Sunt în cooperativa agricolă, scriu sus cooperativa 3 Coceri și pe urmă mai jos societatea respectivă care este pentru a factura. Mergând așa, pentru că ce se întâmplă? Odată trebuie să meargă producția acolo, vin banii de la cooperație, de la cooperație trebuie să vină la tine care este acolo. Ea nu a fost gândită practic. Ea a fost făcută teoretic și nu a fost gândită practic. Pentru că trebuie ținut cont de ceea ce este la noi la ora asta acolo. Și trebuie văzut. Dom'le, cine se asociază? Cine intră în cooperative? Poate să intre și ăla cu 5 hectare, și ăla cu 2000 de hectare, și ăla cu 300 de hectare. Adică trebuie văzut lucrul acesta și ea nu este clară din ceea ce spune, din ceea ce spune legea. Într-adevăr, facilitățile acestea care se acordă, pentru că trebuie să acordate facilități, pentru că eu mă întreb. Foarte bine, acord facilități că se înscrie acum în cooperativa agricolă. Dar cei care au fost la legea 36 pe 1991 în care oamenii s-au asociat, ce facilități le-a acordat? Nimic. Zero.
când a fost toți cei care aveau pământul la rentă primeau o primire rentă viageră, cei care au fost cu care au fost au rămas au fost în societate agricolă nu au primit nimic. Adică practic tu ești dezavantajat. În momentul când trebuie să creezi facilități, nu e creezi, în momentul când trebuie să plătești taxe și impozite, ești catalogat la fel ca și o societate comercială la legea 15 și 31, că e bine atunci. Și atunci asta trebuie să lucre. Cei care au văzut, că am văzut că a fost și domnul Stănescu, s-a discutat despre, trebuie spus concret, domne, haide să luăm, asta luăm un județ și luăm mai multe județe. Una e județul Călăraș, alta e județul Harghita, de exemplu. Ce se întâmplă cu acele? Ne unim și noi, ne facem 5, că parcă ai de minim 5 membri trebuie să aibă. Ne unim 5, mă pot uni eu un ESA cu un arendaș, cu unul care lucrează particular, trebuie să clarificate lucrurile. Din punctul meu de vedere, nu am văzut lucrurile astea. Eu nu le-am văzut clare și atunci de ce această reticență? Pentru că, vedeți dumneavoastră, reticența oamenilor este ceea ce se întâmplă. Pentru că cotizezi acolo, aștepți. Adică ce se întâmplă cu TVA-ul? Cum faci? Deci lucrurile astea trebuie... Deci de la problema teoretică a legii, trebuia pe normele de aplicare, care trebuie să fie foarte clare și concise, în care, într-adevăr, să zici, da, domne, vine și îmi creează niște facilități, adică mă ajută pe mine. Cine credeți dumneavoastră că nu s-ar uni într-o cooperativă să fie scutit 5 ani de impozit? Păi mi-ar conveni 5 ani. Vă spusem mai adineaurea că am dat aproape 4 miliarde de impozit pe profit, deci și asta, impozitul ăsta pe profit ar fi rămas la societate și am putut să ne cumpărăm utilaje. Deci și așa, având în vedere că nu mai putem să accesăm fonduri, pentru că avem o suprafață mai mare și am accesat pe SAPART, și atunci ar trebui să mă ajute pe acest capitol. Lucrurile, nu știu de ce la noi, lucrurile când se fac, legile se fac ca ele să devină ambigue, să fie așa, să te sperie, nu să te încurajeze, să poți să faci un lucru mai bine. Pentru că ne-ar conveni să ne... Sau câte cooperativa de mare? Ne putem uni tot județul Călărea să intrăm într-o cooperativă? Îmi pun și o întrebare așa ca... Ca orice fermier. Și să cu toți în care să zice, da, domne, ne-am făcut această cooperativă, venim și licităm la inputuri, venim și vindem, iar prin licitații partid de cât mai mare de produse agricole. Având în vedere că trebuie toate produsele agricole ale cooperativei să fie de aceeași calitate. Că dacă nu e de aceeași calitate, o să intervină să spună, stai, de ce ai dat lui Angel mai mult și lui Popa mai puțin? Apropo de cooperative, haideți să stăm de vorbă și cu domnul Dimitrie Muscă, director general CAI Curtici Arad. Bună seara! Bună seara! Domnul director general, știu că ați dorit să interveniți, dar acum dacă tot am discutat un pic despre legea asta a cooperației, poate ne ziceți câteva lucruri și pe acest aspect. Cred că l-ați auzit pe domnul Angel un pic mai devreme, nu? Da, ce pot să vă spun? N-avem curaj să facem. Vedeți, dumneavoastră, toată lumea spune, uniți-vă și faceți cooperative. De exact așa ne-am unit și am făcut societățile mai mari și acum societățile mai mari se discută de plafonarea subvențiilor. Adică cine nu are reticență la ora actuală pentru așa ceva? Nu mai pot să fiu curajos să spun, uniți-vă. Ce vine oamenii de la mine din societate care s-au unit, au făcut suprafețe mari, au mers, a fost treabă foarte bună și acum zice, știți, toată lumea zice, păi probabil că nu mai trebuie să facem nimic, pentru că ne ia subvențiile. Păi cine vrea să-și ia subvențiile? Dar oamenii nu sunt vinovați pentru așa ceva, din păcate. Iar legat de ceea ce am văzut discuția dumneavoastră legat de legea vânatului, e o mare problemă. Adică noi, la ora actuală, nu există Ministerul Pădurilor și Apelor, nu se implică absolut deloc în a ști, în a respecta, măcar să le respectăm legile țării. Pentru că legile țării spune să avem un misteț pe 2 km pătrat sau jumătate de misteț pe 1 km pătrat. Pe cum putem noi să, dacă legile țării nu sunt respectate de către acest ministru, de către acest minister, de către Ministerul Agriculturii chiar, și să ia să intervină, pentru că sunt colegi de guvernare și spună, domnule, avem probleme deosebite în agricultura țării. Distrugerile sunt foarte mari. Ne face pe toți să renunțăm la agricultură. Ne face să importăm.
nu mai putem. Am fost astăzi în Timiș la un director de societate cu 4.000 de hectare și mi-a dus pur și simplu să vadă ce, să mi-arate ce urme de mistreți și de căprioare sunt acolo. Pentru că a distrus el niște porumbari pe marginea șanțurilor, vă rog să mă credeți că l-a agresat cei de la AGVPS, verbal bineînțeles, cei de la AGVPS, că acolo e locul pentru vânat. Păi ce facem? Facem locul pentru vânat sau facem? Pentru că ei, indiferent ce spune, niciodată nu vor da mâncarea care o solicită animalele. Trăiesc pe pământurile noastre. Noi, pentru ca să producem, investim. Investițiile noastre sunt aproape egale cu veniturile. Nu sunt diferențe mari. Sigur câștigăm ceva. Nu se pune problema că dacă n-am câștigat nimic, n-am mai lucrat deloc. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, domnul ministru, pe care eu am avut această discuție cu el, domnul ministru Deneș de la păduri și, de la păduri și ape și mediu, treziți-vă, domnule, haideți, domnilor fermieri, până nu-i facem plângere penală la acest ministru, inclusiv la ministrul agriculturii. Urșii ne omoară, lupii ne distrug animalele, porcii mistreți fac ceea ce fac. Avem sute și sute de căprioare. La mine, în zonă, sunt căprioare cu sutele. Nu sunt 3 căprioare sau 10 căprioare. Sunt sute de căprioare care umblă peste culturile noastre de grâu și de rapiță. Și ce facem? Să folosim, așa, să le spunem, le dăm ceva să citească, să-i spunem că nu-i voie la noi. Eu le scot. Ce fac? Le dau la altul care e mai nenorocit, care e mai slab și care nu are măsurile de forță ca să intre să-și elimine animalele. În rest, toți vânătorii spune, da, venim, luăm, facem, dregem, dar în realitate nu se face nimic. Domnilor fermieri, dacă nu ne dăm mâna, ne putem pune la zid și ei să tragă în noi. Ăsta este adevărul, deci trebuie să pornim. Ori suntem în stare să facem cu ciobanii, am dat exemplul ăsta de atâtea ori, cum ciobanii și-au obținut dreptul să aibă câini, așa să ne obținem și noi dreptul să nu fim păcubiți de vânat. Parcă suntem o țară din Africa de Sud, unde vine toți cei mari să vâneze trofee. Asta se întâmplă la ora actuală la noi. Bine, mulțumesc. Și atunci, cu plăcere. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția telefonică. Domnilor, trebuie să luăm știrile pregătite de către cei de la LAPAR. După, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu ultima parte din Agricultura la Raport. Noi oportunități de apariție pentru piața europeană a proteinelor vegetale, sugerează un studiu publicat astăzi de Comisia Europeană. Studiul concluzionează că cererea crescută de consum pentru lanțurile de aprovizionare ecologice și modificate genetic, combinată cu creșterea numărului de diete vegetariene și vegane, va extinde piețele pentru proteinele prelucrate din plante. Având în vedere acest mediu favorabil, raportul a analizat efectul măsurilor actuale ale politicilor Uniunii Europene în cadrul politicii agricole comune. Deși cererea mondială este în creștere, Uniunea Europeană produce în prezent un volum relativ mic de proteine vegetale. Acest lucru se datorează în primul rând competitivității comparative a boabelor de soia de pe piață, în special în ceea ce privește hrana pentru animale, precum și lipsa condițiilor climatice bune pentru creșterea soiei în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, schimbarea modelelor cererii de consum ar putea deschide noi opțiuni pentru agricultorii europeni în următorii ani. Deși studiul nu a putut face recomandări politice specifice, a sugerat că eforturile Uniunii Europene de promovare a producției de proteine vegetale europene ar trebui să-și concentreze eforturile asupra inovării și furnizorii infrastructurii necesare pentru depozitare, sortare și decojirea proteinelor vegetale fără a se baza pe combustibilii fosili. Aceste investiții ar putea fi combinate cu date mai bune privind piața și cu schimbul de informații pentru a ajuta cercetătorii și agricultorii să dezvolte și să comercializeze mai bine produsele vegetale din plante. APIA eliberează adeverințele pentru beneficiarii măsurilor M14 și M14T pentru plățile privind bunăstarea animalelor, campania 2019 pentru accesarea creditelor în vederea finanțării activităților curente de la instituțiile bancare și nebancare ce au încheiat convenții cu APIA pentru anul 2019. La solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cerere de plată aferentă anului de angajament 2019, pachetul A porcine sau pachetul B păsări. Se confirmă și valoarea de 70% din valoarea sumei solicitate
prioritate în cererea de plată. Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverință. Fondul de garantare a creditului rural și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru întreprinderi mici și mijlocii garantează maxim 80% din valoarea fiecărui credit acordat de bănci fermierilor. În ce privește comisioanele practicate de instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente, să analizeze cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse în ceea ce privește costul acestora, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine necesităților proprii. Toate convențiile încheiate vor fi postate pe site-ul instituției.